Bine v-am regăsit, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. În această seară vom discuta despre politică, despre alegerile prezidențiale, despre campania de semnături și de multe alte lucruri care se întâmplă în zilele noastre în politică. Invitații mei din această seară, domnul Antonio Andrușciac din partea USR București. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Și Sebastian Rusu de la jurnaliștii.ro. Bună seara, domnule Rusu, bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, domnule Preda, mă bucur că m-ați reinvitat la noastră emisiune. Domnule Andrușciac, săptămâna asta se depun listele cu semnături pentru susținerea candidaților la prezidențiale. Cum stă domnul Barna, președintele USR și candidatul USR în același timp la cea mai înaltă funcție în stat? A adunat semnăturile necesare? Bineînțeles. În 2016, noi n-am avut probleme în a strânge semnăturile. Să știți că nu, n-am fost naiv când v-am întrebat. Vă citesc din discursurile publice ale domnului Barna. Avem un număr mult mai mare de semnături decât ar fi necesitat ca Dan Barna să poată candida. Totdeauna luăm în calcul un buffer suficient de mare ca în cazul unor... Așa fac mulți dintre candidați, dintre echipele candidaților. Da, noi avem și mai mulți prieteni. Făcuți în ultima perioadă, că domnul Barna spunea că nu prea e recunoscut pe stradă, că oamenii, cine e domnule, domnul Barna, eu sunt, dumneavoastră, dacă ați venit în persoană, atunci semnesc. Deci, prietenii ăștia despre care vorbiți sunt făcuți acum, în ultima perioadă, presupun. Nu, noi avem un deficit de popularitate, de notorietate, pe care ușor, ușor o să-l... depășim ăsta, și o să le cred că aranjăm. E mai vizibil. Suntem oameni noi în politică de câțiva ani. Am Barna de aproape 3 ani, cei care am fost în USB și am înființat partidul cu câteva luni înaintea lor, mă rog, ei au mai avut niște prezență în guvernul Cioloș și de acolo puteau să beneficieze de un plus de imagine. Nu ne facem o problemă din lucrul ăsta, pentru că USR-ul este o forță prin ce a făcut. Și oamenii care lucrează și pun umărul la această schimbare sunt oameni care vor fi recunoscuți prin ceea ce au făcut, nu prin declarații și prin apariții TV. Cu siguranță, da. Domnule Andrușciac, acum, din nefericire, ca să zic așa, pentru dumneavoastră și pentru candidatul pe care îl susțineți, domnul Barna, și alți candidați au reușit să strângă semnăturile necesare. Și vorbesc de candidați redutabili. Domnul Iohannis, nu? A reușit să-și strângă PNL-ul, a reușit să strângă, să-l sprijine în această activitate. Doamna prim-ministru Dăncilă, nu știu dacă putem să o trecem neapărat la candidați redutabili, dar tot așa a strâns un număr uriaș de semnături. Trei partide de pe scena politică, nu cred că avea nimeni emoții vis-a-vis de domnul Iohannis că nu o să strângă PNL-ul și ceilalți admiratorii dânsului, că nu numai PNL-ul și acum nu numai electoratul USR sau... se desemnează pentru proprii candidați. Ai posibilitatea să dai tuturor șansa de a participa în această cursă și așa funcționează democrația. Mi se pare corect. Ce a făcut domnul Barna, dacă știți din interior? A semnat pentru domnul Paleologu? Nu. Până la urmă. Dar dacă Paleologu a semnat pentru dânsul, bănuiesc că într-un un moment inedit în politica românească. Și a semnat și Dan Barna pentru el. Da? Bănuiesc, nu l-am întrebat. Ar fi interesant. O să-l întreb și o să vă spun data viitoare. De aflat. Domnule Rusu, revenim la actualitatea fierbinte, ca să spun așa. Îmi povestesc că ați fost la un protest al ceferiștilor astăzi. Da, deci asistăm așa într-o degringoladă a guvernării PSD, doamna Viorica Dăncilă. Da, din păcate, momentele astea din precampania pentru alegerile prezidențiale în această toamnă cumva vin toate în cascadă, exceptând circul din Parlamentul României, sindicatele din CFR au început o acțiune de pichetare până la sfârșitul acestei luni a sediilor principalelor ministere, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Guvernul și ulterior Parlamentul. Aceste instituții sunt cumva principale în ceea ce domniile lor solicită guvernului și sunt niște chestiuni de bun simț. În primul rând, cu toții știm care circulăm frecvent, dacă nu chiar zilnic, pe calea ferată, că sunt niște probleme care s-au acutizat, cel puțin în ultimii ani. Asta vreau să vă întreb, am întârziat cumva la protest, că ce feriști că am întârziat. Nu, au fost, deci, pentru că dânșii au obținut, mă rog, în ceea ce înseamnă notificarea și legalizarea, au fost o acțiune de pichetare, maxim 100 de persoane, și astăzi a fost a doua zi. Și trenurile au ce în ce mai puține vagoane. Trenurile, într-adevăr, două vagoane, recunosc și dânșii că sunt probleme cu materialul rulant, cu locomotivele vechi,
cu lipsa forței de muncă, salariile uneori sunt chiar sub cele minim, sub cel minim în plată, garantat de stat, și totodată sunt probleme foarte stringente. Și aici mă refer la statutul feroviarului, un document vital pentru această activitate strategică din economia națională. Acest document a fost retrimis spre examinare de președintele Klaus Iohannis, întrucât existau anumite neconcordanțe cu bugetul și cu anumite lucruri legate de pensie, ceea ce lovește cumva la capitolul asigurări sociale, și guvernarea PSD cumva în mai atunci era prea optimistă, că domnul Dragnea încă era la butoanele puterii, și atunci cumva în acea atmosferă de neocomunism, și cumva mi-aducea aminte de ultima perioadă, ceea ce a însemnat regimul Nicolae Ceaușescu, cu acea exacerbare ultranaționalistă a idealurilor naționale, cumva supralicitau și în acest domeniu. Și în momentul de față, statutul feroviarului este blocat la Senatul României, fiindcă trebuia să fie examinat astăzi, dar având o agendă foarte încărcată, domnii senatori și de la putere și de la opoziție s-au spălat pe mâini, fiindcă intrăm în campanie electorală și nu au niciun interes cu această categorie. Nu spune domnul Meleșcanu pe ordinea de zi? Domnul Meleșcanu, din păcate, are cu totul alte probleme în momentul de față. Domnia sa, ca și cu doamna Gavrilescu, Grațiela Gavrilescu, cu domnul Cupă, dacă nu mă înșel, și cu un domn care, din păcate, îmi scapă numele, au hotărât, și cu domnul Zamfir, cu domnul senator Zamfir, au hotărât cumva să-i deturneze minuscula formațiune politică ALDE din drumul către alianța cu Pro-România, o alianță care cumva nu prea există, deci cumva devine o formă fără fond. Au deturnat acest partid politic către PSD și practic avem o alianță care există și nu există. Dacă dăm crezare... Două alianțe care există și nu există. Fi grupul acesta pe care l-ați enumerat dumneavoastră, într-o alianță care există și nu prea există cu PSD, da, și cealaltă alianță cu Pro-România care există și care, exact, nu prea există. Exact. Și aici, într-adevăr, s-a văzut încă o dată o lacună care o are o întreagă clasă politică. Discutăm și despre acest subiect, domnule Rusu, dar mă gândeam că sindicaliștii despre care ne-ați povestit, ceferiștii care au venit să picheteze, deși eu nu mai înțeleg deloc rolul acestor acțiuni de pichetare, care și-au dovedit suprema ineficiență în ultimii 30 de ani, nimeni nu bagă în seamă o pichetare la sediul unui guvern sau al unei instituții. Dar mă rog, fiecare protestează cum consideră că e mai bine, dar mă gândeam, poate oamenii ăștia au venit să semneze pactul ăla pentru bunăstarea românilor propus și n-au știut, o fi la guvern, l-or găsi la domnul Teodorovici, undeva, hai domnule să semnăm, că am văzut că nu numai președinții de partide, și o să vă întreb, domnule Andrușceac, dacă a semnat domnul Barna sau SRU achesează la acest pact al bunăstării românilor, dar și marile sindicate sunt invitate să semneze. Deci, dumneavoastră mi-ați ridicat acum o minge la fileu și vă explic. Acest pact pentru... E un obicei, dar nu. Da, nu e problemă. Deci, această idee este o chestiune de sorginte, să-i spun așa, mi-aduce aminte de Perestroica și Glasnost. E ceva, un comunism socialist cu față umană. A fost în Ungaria anilor, sfârșitul anilor 80, dacă vreți, NEPU, care era o nouă economie de piață, care era cu totul altceva, iar doamna Dăncilă este în campanie electorală. Prosperitate în ce? Că dacă ne uităm la deficitul bugetar, la cursul valutar, cursul de schimb valutar și la ceea ce mai putem cumpăra astăzi în piață, da, cu inflația și cu tot ceea ce înseamnă cu creșterea accelerată la prețuri, la bunuri, la servicii, constatăm că avem o mare problemă. Lipsesc investițiile și, de fapt, suntem, nu pot să spun public, că nu sunt economist în mijlocul unei prăpastii, dar ne paște o recesiune și nu o spun eu, o spune un laureat al premiului Nobel, Nuriel Rubini, care a spus zilele acestea că nu se spune și colegul de partid al domnului Andrușceac, domnul Andrei Caramitru, spune de mult timp, de câteva luni, anunță o viitoare recesiune. A semnat domnul Barna, USR-ul se regăsește în acest pact pentru bunăstarea românilor? Cred că a semna un pact nu aduce bunăstare românilor, așa cum spune și colegul nostru de pe platou. Programul de guvernare pe care îl propune USR-ul poate însă să aducă bunăstare, și ca să facem referire și la sloganul de campanie, și fericire. Aici să știți că nu cred că a fost cel mai fericit slogan de precampanie, cel puțin. Lucrurile sunt, mă rog, le putem vedea din multe puncte de vedere, pentru că pentru fiecare dintre noi fericirea are diverse fațete. Și pentru foarte mulți dintre noi nu are o componentă politică fericirea asta.
Și pentru și mai puțin dintre noi, fericirea îl include și pe domnul Barna. Da, dar eu cred că dacă ai educație, sănătate, un mediu sănătos, ești mult mai fericit. Și trăiești în Germania. Și astea sunt niște... Nu, poți să trăiești în România, pentru că eu cred și știu de la colegii mei că acest slogan a avut chiar scopul de a spune haideți să trăim fericiți în România, în interiorul României, să nu ne mai căutăm fericirea afară. Da, mă rog. Ați văzut, doamna Dăncilă, un președinte implicat și muncitor și cu mâinile încrucișate. Muncitor. Frumos mesajul, nu într-o fotografie în care apare cu mâinile așa, dăm și de 30 de ani. Chiar dă impresia de dinamism. N-au un om de PR care să îi învețe că poziția asta înseamnă fix închiderea la ceea ce spui și așa. Da. Și fericirea să-l învețe pe domnul Barna, că pentru mulți dintre noi români înseamnă altceva decât politică și decât un om politic, indiferent cine ar fi el, chiar și domnul Barna. Cred că e vorba de fericirea pe care ți-o aduce bunăstarea, siguranța și alte lucruri care stau la baza piramidei lui Maslow, dar nu cred că se gândea la fericirea de a conduce un Lamborghini. Da? Deci noi vizăm niște lucruri. Mai ziceți de mașini din astea scumpe, că ați văzut ce s-a întâmplat. Mă scuzați, n-am vrut să fac reclamă. Nu, dar ați văzut că a fost un accident acum de curând și a implicat o mașină din asta. Nici nu vreau să mă gândesc și nici nu vreau să aduc în discuție lucrurile astea, pentru că chiar nu e o fericire, cred că nici pentru unii, nici pentru alții ce s-a întâmplat. Mă rog. Bun. Domnul Barna a strâns semnăturile necesare, domnul Iohannis a strâns, doamna Dăncilă și domnul Paleologu și mulți, mulți alții, pentru că avem o listă destul de mare de candidați la prezidențiale. Acum toată lumea vorbește, domnule, cu siguranță vom avea turul 2, cine va intra în turul 2? Dacă vă întreb pe dumneavoastră, cu siguranță îmi veți spune domnul Iohannis și domnul Barna. Dacă întrebam pe cineva care simpatizează sau care face parte din PSD, îmi spunea, domnule, Iohannis și Dăncilă și așa mai departe. Eu nu v-aș spune așa. Nu? Nu. M-ați surprinde. Eu vă spune că Barna și domnul Iohannis. Domnul Barna pe primul loc. Bineînțeles, dacă nu plecăm de la ideea de a fi primi, de a fi câștigător, nu intru în lupta politică. Deci când citesc acolo fericiți în România, mă gândesc că fericiți în primul rând sunt membrii USR, că domnul Barna intră pe prima poziție în turul 2, nu? Intrați într-un alt registru și gândiți-vă că fericiți vom fi într-adevăr cei care vom guverna atât local, cât și la nivel central în momentul în care românii vor fi fericiți. Deci asta este ideea. Noi nu suntem chiar cei mai nefericiți oameni din USR, știi, că se spune că suntem un om cu niște oameni cu un grad de educație peste media pe care o găsiți în celelalte partide. Asta aduce după sine și o anumită bunăstare, nu știu, creată de locul de muncă, de beneficiile, de veniturile pe care le ai. Adică nu vă uitați la noi ca niște nefericiți care ne-am găsit fericirea în politică. Nu, efectiv, că mă știți, că spun lucrurilor pe nume, vom fi fericiți ca oameni politici în momentul în care România va fi mai fericită și oamenii din România vor fi mai fericiți. Deci asta este mesajul pe care vrem să-l dăm. Și România poate fi fericită numai cu un președinte din partea USR, domnul Barna, în cazul de față, sau, de exemplu, nu știu, cu domnul Iohannis ar putea fi românii fericiți? Nu vă întreb de doamna Dăncilă, vă întreb de domnul Iohannis. Oamenii de pe planetă n-au fost fericiți nici cu Iisus Hristos, deci să nu ne uităm ca la niște figuri mesianice, la niciunul dintre candidați, adică să fim oameni normal, bunăstare o aducem cu toți împreună. Da? Că eu lucrez, cum știți foarte bine, în consiliile locale, nu numai în folosul alegătorilor mei, a USR-ului, ci trebuie să mă dedic muncii și vis-a-vis de cei care au votat PSD, PNL, PMP, alte formațiuni. Deci în momentul în care faci pasul către politica mare, atât la nivel de primărie, de primar, de om care are decizia pe o anumită zonă și în mână destinele, să spun așa, fericirea a 300.000 de locuitori, ca în cazul sectorului 4, sau milioane de oameni, ca în cazul președintelui României, nu te gândești la bula ta, ci te gândești la români sau la oamenii din sectorul pe care îl reprezinți, din comuna, din orașul pe care îl reprezinți. Aliații dumneavoastră, colegii din PLUS, din partidul domnului Cioloș, aliații, sunt fericiți cu domnul Barna, candidat din partea Alianței?
Să știți că așa cum am văzut că au mers, cel puțin în București, acțiunile de strângere de semnături, oamenii au fost implicați. Și dacă își doresc ca în viitor să fim normal la fel de implicați în strângere de semnături pentru primari care pot fi și din zona celor de la Plus, e normal să mergem într-un mod corect, umăr la umăr și să ați vorbit în interiorul Alianței și despre alegerile locale, despre strategie, despre candidaturi comune? Cum? S-a discutat foarte. Și s-a stabilit ceva, domnule Andrușceac? Adică în București va fi un candidat comun? S-a stabilit un protocol, s-au stabilit niște modalități la care se poate ajunge la alegerea candidaților atât pentru primării cât și pentru alte... Consiliile județene, consilii locale? Consilieri locali, da. Listele de consilieri locali, se stabilesc și anumite și se fac anumite dezbateri atât interne cât și externe în momentul în care nu se ajunge la un rezultat printr-o înțelegere. De exemplu, dacă la sectorul 2, să spun, atât Plusul cât și USR-ul vor să aibă candidat la primărie și nu se înțeleg să fie unul sau altul, se va merge într-un sondaj care va spune cine este candidatul local cu mai multe șanse de a fi ales de către electoratul din sectorul respectiv. V-am întrebat întâmplător despre domnul Cioloș și despre Plus, pentru că știți că au stârnit foarte multe comentarii declarațiile domnului Cioloș făcute la Bruxelles despre sprijinul pe care îl acordă unei candidaturi venite din partea Franței, deși candidata respectivă, doamna respectivă, mă rog, ar fi fost implicată în niște scandaluri de corupție, putem spune, niște angajări fictive, nu, din ce am citit în presă, în presa românească și internațională. Iar domnul Cioloș a dat niște mesaje de susținere. Total contrare celor care le dădea, nu știu, acum un an, aici, în țară. Eu mă uit mai mult la mesajele pe care le dau colegii mei din USR și las pe cei din echipa de negociere și pe Dan Barna să regleze problemele care sunt dereglat la nivelul domniilor lor, Cioloș și Barna, de exemplu. Da, eu mă uit la ultimele declarații pe care le-a dat. Pune în spatele întregii alianțe, pentru că fiecare român vede, judecă și acționează în consecință. Așa e, sunt chestiuni care pot afecta întreaga alianță și care pot afecta munca pe care noi o avem în spate dinainte de a fi în alianță cu Plusul, dar uitați-vă la declarațiile pe care le-a dat și Dan Barna și la ultimele declarații pe care le-a dat și Stelian Ion și Cristi Zeidler. Declarații care spun în mod clar că noi care suntem cei care am lansat o campanie fără penali, nu putem susține oamenii asupra cărora planează, nici măcar în această nouă formațiune europeană pe care o conduce domnul Cioloș. Da. Și care ar putea să spună, nu știu, adică dacă tot e șef acolo, să spună, să transmită o rugăminte, un mesaj, un ordin pe cale ierarhică, domne, noi, grupul nostru, indiferent că venim din România, din Franța sau din oriunde din Uniunea Europeană, trebuie să susținem pe doamna aceasta, pentru că eu, șeful acestei formațiuni politice, familii politice europene, vă rog, vă implor, vă ordon să faceți acest lucru, să votați în favoarea asta cu ordinul nu mai spuneți, vă rog eu frumos, că în USR chestia asta cu ordinul nu prea funcționează. Trasez o sarcină. Nu știu, poate fiind șef, mă gândesc că merge mai zone, nu vreau dincolo să de rugăminte. Noi nu acționăm la ordin. Se știe că de câte ori apare o problemă care pare impusă, deci nu pornită de la nivelul structurilor de jos și gândită și coaptă până la nivelul conducerii, ci pare că e impusă și așa oarecum băgată pe gât, tot partidul reacționează. Noi, serios vă spun, suntem un partid altfel, suntem un partid atipic, suntem un partid cu oameni cu personalități foarte diverse și cu personalități puternice. Deci, chestia cu ordinul la noi nu funcționează. Eu aș fi vrut să existe, ca să nu mă aflu acum în situația de a da eu lămuriri,
care aș vrea să-mi văd mai mult de treaba mea la nivel local, și la nivel să local, existe o armonizare a acestor opinii și acestor decizii la nivelul liderilor pe care i-am trimis în Parlamentul European. Și o continuitate a atitudinilor, a comportamentului politic. Poftit, și aici este la un semnal și la pe care Bruxelles dumneavoastră, în calitate de cetățean, îl transmiteți acum către partidul meu. Da, oamenii probabil, nu probabil, sigur își doresc ca ceea ce noi enunțăm să se regăsească în faptele noastre. Așa ar fi logic, cerem de la guvernanții o predictibilitate cinstit, a guvernării. În același timp trebuie să cerem și partidelor să aibă un mesaj coerent și să știu că ce mi-au spus acum 2 ani, 3 ani este valabil și în ziua de astăzi dacă problemele respective nu s-au rezolvat. Domnule Rusu, dumneavoastră sunteți un fin observator al politicii externe. Cum vedeți treaba asta cu domnul Cioloș, cu susținerea pe care o acordă doamnei candidat din Franța, care este acuzată, implicată într-un scandal, a dat bani înapoi și... Deci doamna din Franța, într-adevăr, sumele de bani care au fost utilizate într-o manieră a angajărilor fictive, cumva, dacă vreți, neapărat similar, dar pe aceeași linie cu ceea ce a făcut și domnul Liviu Dragnea în angajările fictive de la DACS pe Tellerman, cumva... Da, seamănă foarte mult. Seamănă, sunt cazuri cumva trase la Indigo, dar în cazul doamnei, acele sume de bani, dacă nu mă înșel, undeva la vreo 40.000 de euro. Da, au fost returnate Parlamentul European, dar rămâne acea pată... Și în cazul domnului Dragnea, nu fosta soție, a returnat da, banii. Da, mă rog. Și putem spune că dacă în Parlamentul European returnarea banilor spală obrazul, atunci și în România returnarea banilor ar trebui să spală obrazul. Pentru domnul Cioloș aici, încă o dată, cum a spus și dumneavoastră, dacă s-ar aplica acest raționament, ar avea o mare problemă de comunicare și de imagine, fiindcă domnia sa reprezintă, nu să-i spun mâna dreaptă în ghilimele, al domnului Emmanuel Macron, dar cumva servește interesele Franței. Franța, prin Emmanuel Macron, în ultimii 2 ani, este într-o politică externă și cumva încearcă să devină un jucător atât regional cât și global, în contextul în care Marea Britanie cu Brexit-ul, criza din Italia, creează acel culoar geopolitic favorabil intereselor franceze. Iar domnul Cioloș cumva este, v-am zis, între ciocan și nicovală, poate să-și facă atât persoanei sale un rău cât și formațiunii, atât alianței USR+, fiindcă românul... Aici pe planetă. Bineînțeles, fiindcă românul analizează și nu percepe finețea unor mișcări în plan internațional, în plan extern. Iar cumva trebuie să armonizeze aceste interese. Trebuie să reprezinte și interesul alianței USR+. Totodată, dânsii USR, dacă nu mă înșel, și au avut o inițiativă foarte bine primită atât la public cât și la cetățeni. Și în mediile, tot vorbeam de strângere da, de și în mediile sociale, fără penale în funcții publice. Da. Și totuși, eu cred că cumva se va ajunge la înlocuirea candidatei, așa ar fi normal, candidatei Franței, fiindcă e un semnal, atunci înseamnă că doamna Rovana Plumb este ok, nu? Dacă candidata Franței va fi numită totuși comisar european în formula propusă de doamna Ursula von Wander, înseamnă că și doamna Rovana Plumb ar trebui, nu? Să fie comisar european la transportul și după cum știm și, și doamna Rovana Plumb are foarte multe probleme și găuri și pete negre, iertați-mă, găuri, pete negre la CV. În primul rând, în 2017, cu toții știm în Parlament cum s-a făcut acel scut împotriva încuvințării urmăririi penale a DNA. Și observ astăzi și trebuie să precizăm că și fostul ministru al sănătății, Florian Bodog, a fost salvat astăzi de Comisia Juridică a Senatului, care a făcut din nou scut pentru protecția dânsului pentru oprirea încuvințării urmăririi penale a DNA în acea angajare fictivă cu acele consiliere care apăreau cu jumătate în urmă. Nu apăreau, dar încasau salarii. Deci putem spune că și acum sunt oameni fericiți în România. Da, dar lăsați-mă să termin cu fericirea. Eu, în opinia mea, consider că acest slogan este cumva exagerat. Nu neapărat exagerat, nu se adaptează cerințelor din România. Și vă spun de ce. Este o formulă libertariană, mi-aduce aminte de Alexis Tocqueville, Democrația în Statele Unite, unde fericirea este unul... În America, unde este un drept fundamental al omului în Statele Unite. Este ok și la noi, dar nu cred că românul, în primul rând, se gândește neapărat la noțiunea. Ar trebui să fim cu toții fericiți. Sunt de acord. Dar problema este cum obținem acea fericire. Că astăzi, iertați-mă, nu vreau să mă întorc la istorie, dar suntem exact ca în bătălia, înaintea bătăliei de la Vaslui. Fântânile sunt secate,
câmpurile sunt arse, satele sunt purjolite. Această guvernare cam așa a creat acest sentiment. Și vă mai spun o chestie. Părintele fondator al doctrinei macroeconomice a socialdemocraților a dispărut. Eu mă așteptam ca celebrul economist, da, nu-i dăm numele, să vină public să explice, să explice cum a creat, cum a înțeles domnia sa ca supralicitând prin împrumuturi și dând niște bani fictivi, artificiali. Uitați numele, dar ne spuneți că vine de la Slatina, a fost primar la Slatina? Alături de Darius Vulcov este domnul Socol, care este profesor, să-i dăm numele, profesor la AS, și domnia sa este alături de Darius Vulcov, unul dintre părinții fondatori acestei mari nenorociri, că până la urmă în ghilimele va fi o nenorocire. Programul de guvernare. Da, pe care domnii de la USR Plus, dacă vor ajunge, și au toate șansele să ajungă, dacă dau crezare sondajelor și a modului cum sunt reprezentați în plaja aceasta electorală și susținerea de care se bucură în rândul tinerilor, că totuși vin pe un sistem al corporațiilor. Corporatiști, trebuie să spunem foarte clar. Deci au un electorat flexibil, fluid și într-o continuă mișcare. Cum vor face în acest cadru sinistru, în ghilimele, să vină acea fericire dacă nu ne întoarcem iar la niște măsuri? Nu zic ter de pensii și salarii, nu sunt economist la bază, dar către o semi-austeritate ne vom întoarce. Acum eu nu sunt teoreticianul austerității. Și necesitatea pactului pentru bunăstarea românilor. Păi v-am explicat și în debutul emisiunii, este o formă fără fond. Pact pentru bunăstare. Practic doamna Viorica Dăncilă vrea să securizeze două lucruri. Pensiile și salariile, da? Care au fost date, cum au fost date, că degeaba am dat salarii, nu zic, eu nu sunt politician, dar dacă aș fi politician, la fel aș gândi. Profesorii, medicii, să aibă salarii, să scoatem, eliminăm conceptul ăsta balcanic, de a da șpagă, de a ne descurca, sunt de acord, dar cumva aceste lucruri trebuie să fie sustenabile în ceva. Noi nu avem o economie, iertați-mă, eu nu văd investiții, nu am văzut nimic. Și regimurile totalitare, că am fost cumva între iliberalism, nimeni n-a știut să definească foarte clar, am avut un stat paralel, nu am avut, dar ne-au lipsit și ne lipsesc acele proiecte. Ăștia n-au, iertați-mă, domnii de la PSD ALDE n-au fost în stare să facă o autostradă în anii ăștia, mă rog, să facă, nu știu, 150 de kilometri de autostradă, să nu exagerez, o investiție majoră. Un spital regional din cele 8 promise. Da, au rămas, doamna, dacă vreți, doamna Sorina Pintea, dacă mi-aduc foarte bine aminte și trebuie să o spunem foarte clar și foarte direct, a spus că peste 7 ani vom avea, dacă vom avea. Dacă vom supraviețui până atunci. Da, deci avem probleme. Cum facem noi? Și mai e o problemă. Săptămâna trecută s-a fost publicat topul internațional al universităților. Vreau să vă spun că România, dacă vă uitați până la 1000, până aproape de 950, nu existăm, iertați-mă, avem o problemă majoră. Dar dacă facem topul mașinilor de lux, suntem pe primul loc. Cum vine asta, nu știu. Păi poate tocmai asta ar fi explicația. Și mai avem o problemă, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem și continuăm discuția în fața telespectatorilor noștri. Publicitatea, așadar.